Odată ajunși pe plajă, atât constanțenii cât și turiștii lasă totul pe nisip și se grăbesc să intre în apă. Hoții pândesc însă momentul ideal și acționează, astfel că, de multe ori, îi lasă fără bunurile cu care au venit. Cea mai întâlnită metodă de prevenire a furtului este o rugăminte către vecinul de cerșaf, care trebuie să arunce din când în când câte o privire către lucrurile lăsate pe plajă. Deși de multe ori stau cu inima strânsă până la ieșirea din apă, turiștii spun că nu prea au încotro. Păi da, ne rugăm vecinii să se uite la plase. Altceva? Și ai o metodă de încredere asta? Aveți încredere? Nu prea. Stați cu emoții? Că nu știm cu cine discutăm. Da, eu și eu am rugat, dar oameni mai așa, care arată mai bine, știți, mai în vârstă, depinde și de om. Un vecin care este lângă mine, îl rog frumos să aibă în grijă. Se practică. De ce să nu e bine să ai pe cineva lângă tine care să arunce un ochi? V-au rugat să vă uitați la cerșafurilor? Da, da, da. Probabil că le e frică, rămân fără lucruri. Am intrat în apă și ne-au rugat a doua oară să ne uităm la cerșafuri. Dumneavoastră vă uitați cu aceeași atenție cu care v-ați uitat la bagajele dumneavoastră? Nu la fel, dar oricum, mi-arunc privirea, nu... Cei mai mulți oameni spun că nu roagă orice persoană să aibă grijă de bunuri, ci se orientează după câteva criterii bine stabilite. În vârstă și așa, îi mai testăm puțin, adică 5-10 minute dacă vrem. Persoanele în vârstă, de regulă, îmi inspiră încredere, dar cred că și persoanele de vârsta mea. Trebuie să stai o oră să vezi că chiar este vecin după prosop, că sunt destui care se dau vecini, vin, aruncă prosopul cel puțin pentru o jumătate de oră, vede că ai un telefon bun sau ceva. Chiar și așa, oamenii legii spun că nu este indicată metoda vecinului paznic la cerceaf. Atunci când se află la plajă, niciodată nu trebuie să lase vecinul de cerșaf sau vecinul de șeslong să-și supravegheze bunurile. Trebuie să lase o cunoștință apropiată sau persoanele cu care au venit împreună la plajă, deoarece vecinul de cerșaf poate fi un potențial infractor. Există și turiști mai bine orientați care vor să stea fără grijă în momentul în care merg pe plajă. Aceștia preferă fie să intre pe rând în apă, fie să nu își ia obiecte de valoare cu ei. Vin fără bani, fără telefoane, fără nimic. Eventual, dacă vin, las pe cineva pe cerceaf, pe șezlong, să aibă grijă de ele, altfel nu. Merg la risc, dar n-am ce pierd. Un prosop, un ghiozdan, nu-i nimic de pierdut. Ții bunuri de valoare? 10 lei, 15 lei, nu, n-am ce pierd. Potrivit oamenilor legii, cele mai predispuse zone la furturile de pe plajă sunt cele foarte aglomerate, frecventate în general de tineri. Printre acestea se numără Vama Veche sau Costinești.